Programul de lucru al Comisiei Europene pentru anul 2013 prevede o revizuire a politicii gestionării deșeurilor în conformitate cu clauzele prevăzute în Directiva Cadru privind deșeurile, depozitarea acestora și Directiva privind ambalajele. Comisia Europeană a lansat o consultare publică care este deschisă până pe data de 10 septembrie 2013. Această consultare publică poate fi accesată pe site-ul www.westergatesrevive.eu. Scopul procesului de revizuire în domeniul deșeurilor constă în eliminarea ambiguităților legislative și aplicării corecte a acesteia prin menținerea principiului ierarhiei deșeurilor. Obiectivele celor trei directive menționate reprezintă instrumente de operaționalizare eficientă privind resursele și materiile prime. Referitor la această inițiativă a Comisiei Europene, prefectul județului Suceava Florin Sinescu declară: implementarea cu succes a politicii gestionării deșeurilor prin obiective clare referitoare la reutilizarea, reciclarea și depozitarea acestora ar produce îmbunătățiri majore, atât în ceea ce privește protecția mediului, cât și pentru dezvoltarea componentei sociale în vederea creării a numeroase locuri de muncă, a declarat prefectul județului Suceava Florin Sinescu.